alte bucurii și să dea Dumnezeu în sfârșit să avem un următor an chiar lipsit de problemele pe care le-am avut și anul acesta și acum 2 ani și acum 3 ani, că tot sperăm de câțiva ani încoace să scăpăm de probleme. Sper din tot sufletul ca 2023 să fie unul deosebit și să ne reintrăm într-o viață normală. Aș vrea să urez de asemenea multă sănătate și numai bucurii membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, tuturor antreprenorilor dâmbovițeni, precum și partenerilor noștri instituționali, Consiliul Județean, Prefectura, Primăria, instituțiile cu rol important în ceea ce înseamnă business-ul dâmbovițean și business-ul în general. O scurtă informare referitor la ce s-a mai întâmplat la Camera de Comerț în ultimul timp, de la întâlnirea din septembrie pe care am avut-o împreună cu președinții Camerelor de Comerț din regiunea Sud-Muntenia. O întâlnire care a rămas ca una de referință și cu siguranță o vom continua astfel de întâlniri spre a reuși să avem un dialog în primul rând cu cei care suntem în această regiune, să putem să avem practici unitare, să putem să sprijinim zona de afaceri din regiunea Sud-Muntenia. Apoi, aș vrea să reamintesc topul nostru și vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru prezența dumneavoastră acolo și pentru modul în care ați mediatizat topul firmelor. Eu cred că a fost un top deosebit, un top de referință anul acesta, pentru că și spațiul ne-a permis și pentru că, iată, am ieșit din pandemie, am reușit să facem într-o locație generoasă. Am avut peste 200 de participanți în total și am avut și un spațiu deosebit în care am putut să facem o promovare a companiilor. Pentru că este un lucru pe care mi l-am dorit, și anume ca topul firmelor să fie și un moment în care să putem să promovăm cât mai bine afacerile dâmbovițene. Am promovat afacerile dâmbovițene și am promovat și elevii de la Colegiul Economic. Sunt bucuros că reușim să sprijinim până la urmă viitorii antreprenori și faptul că au fost alături de noi pentru ei a fost un moment deosebit. Aș mai punta faptul că săptămâna trecută am avut la Moroeni, din stațiunea Peștera Padina, întâlnirea anuală a președinților Camerelor de Comerț din România. Cred că se va permanentiza, cel puțin pentru o perioadă destul de lungă de timp, cu această locație ca fiind locul de întâlnire a tuturor președinților. Cei care anul trecut nu au fost, au rămas extrem de frumos surprinși, de plăcut surprinși de ceea ce înseamnă stațiunea noastră, natura, ceea ce se poate dezvolta acolo. Le-am prezentat și proiectele de dezvoltare ale Dâmboviței, ale stațiunii turistice, astfel încât să reușim să avem parteneri din absolut toate regiunile. A fost un moment în care, să spunem așa, urmarea faptului că am fost recent ales în Colegiul de Conducere a Camerei, le-am prezentat puțin în avans ceea ce câteva propuneri pe care aș vrea să le promovez, și anume una legată de statutul președintelui Camerei de Comerț. Știm din istorie că au fost momente mai puțin plăcute cu unii președinți de fie de Camera Națională, chiar și de Camera Județeană, și eu cred că un statut al funcției de președinte al Camerei Județene trebuie să fie ca o biblie de urmat pentru cel care dorește să ocupe o asemenea funcție. De asemenea, am punctat și statutul membrilor de onoare. Există astăzi în lege faptul că membrii de onoare ai Camerelor de Comerț Naționale pot fi în același timp și membrii ai Camerelor de Comerț Județene. Eu cred că este un exces și ar trebui să aleagă fiecare una din funcții. De altfel, ca președinte al Camerei de Comerț, dreptul de vot este un drept legal și se contorizează ca vot. Cel al membrilor de onoare este doar un vot consultativ. Au existat în trecut destule, să spunem așa, nemulțumiri ale unor membri de onoare, tocmai venite din această lege care, la momentul când a fost făcută în 2007, a lăsat câteva lucruri, să zicem așa, nerezolvate. Și în ultimul rând, am spus că mă interesează foarte mult să întărim rolul de
partener al mediului de afaceri împreună cu partenerul public. Cred în continuare că partenerul public nu are totdeauna un bun interlocutor de dialog și cred că acest rol trebuie și poate fi asumat cu succes de către Camera de Comerț Județeană sau Camera de Comerț Națională. Le spuneam că, de exemplu, eu cred că este absolut obligatoriu ca, de exemplu, președinții de camere județene să fie invitați în colegiile prefecturale. Există județe unde aceștia sunt invitați, dar reușește trebuie și statuat. Și un alt aspect pe care eu mi l-aș dori, dacă putem să ajungem la o înțelegere până la urmă cu toată lumea, este vorba de modul de organizare a burselor locurilor de muncă. Eu cred că bursa locurilor de muncă trebuie organizată, în primul rând, de către Camera de Comerț, împreună cu AJFMU. Eu cred că bursa locurilor de muncă nu trebuie să fie numai pentru cei care nu au un loc de muncă, adică pentru șomeri. Eu cred că bursa locurilor de muncă trebuie să fie, în primul rând, pentru cei care vor să schimbe locul de muncă, vor să găsească ceva mai atractiv, vor să-și găsească un alt loc pentru, desigur așa, traiectul lor personal și de dezvoltare. Desigur, există și șomerii care își caută de lucru, dar cred că trebuie să ne uităm și către cei care dovedesc performanță la locul de muncă, dar poate că la un moment dat locul de muncă unde se află nu reușește să-i ofere ceva mai mult. Și eu cred că o astfel de organizare a Camerei de Comerț împreună cu membrii Camerei de Comerț, cu mediul de afaceri și desigur cu AJFM-ul pentru a lega acea latură legată de șomer, cred că este o soluție mult mai bună decât avem acum. Eu vă mulțumesc foarte mult și aș vrea să nu vă supărați, să profit de prezența dumneavoastră aici și să vă rog și, hai să spunem așa, un lucru care nu ține neapărat de Camera de Comerț, ci ține de Asociația Turistică Peștera Pamina. Am început un demers împreună cu domnul director Alexandru Polțoiu, directorul Parcului Național Lucești, de a interzice focurile de artificii, pomitorile și altfel de, tot felul de zgomote în stațiunea turistică Peștera Pamina. Eu cred că e momentul să ne întoarcem ochii cât mai bine către natură, o natură pe care, sau datorită căreia, de fapt, există această stațiune turistică și să avem grijă și de necuvântătoare, așa cum ar trebui să avem grijă și de fiecare copac în parte. Cred că este excesiv ca de Rebelion, de exemplu, sau de ziua de naștere a nu știu cui, să fie un spectacol de zgomote și de lumini orbitoare în mijlocul munților Buceci, în mijlocul unui parc natural, într-o stațiune turistică. Sincer, nu am văzut în stațiuni turistice în Alpi ceea ce există la noi sau ceea ce exista în anii trecuți. Și aș vrea să vă rog din suflet să fiți alături de noi în acest demers. În mod cert, nu este unul simplu. În mod cert, probabil că vor fi și turiști, și agenți economici, și oarecum nemulțumiți, dar eu cred că printr-o educație, prin a explica ce înseamnă, până la urmă, aceste zgomote și aceste lumini asurzitoare ca un mediu perturbant pentru animalele din jur, pentru păsări, eu cred că putem să ajungem și noi în Europa și din acest punct de vedere. Vă mulțumesc mult de tot și dacă sunt ceva întrebări, vă aștept cu mare drag. Domnul președinte, Camera de Comerț din Bubița. Dumneavoastră trebuie să-mi spuneți dacă mi-a ieșit sau nu. Eu sper că da. Acesta este proiectul meu pentru care am candidat ca și președinte. Proiectul următor ține până la urmă de a încerca să facem o educație cât mai adâncă în cazul mediului de afaceri. Eu mi-aș dori ca la un moment dat, spuneam colegilor mele, la topul firmelor, să nu mai reușești să poți să te înscrii. Adică atât de mult să-ți dorești tu, ca și companie, să poți să participi la cel mai important nivel, la cel mai important eveniment de business din județ, astfel încât la un moment dat, când locurile în sală s-au ocupat, să nu mai poți să participi. Asta înseamnă că este care ar deveni un eveniment extrem de dorit. Noi acolo trebuie să suntem. Noi trebuie să aducem până la urmă toți antreprenorii să se cunoască în primul rând între ei, pentru că în continuare
vorbesc în general, dar mergem pe aceea stradă și doi câte doi e posibil să nu ne cunoaștem foarte bine și să aflăm că de fapt un produs pe care l-am cumpărat pe internet, mai știu de pe unde, de pe mări și țări, era de fapt la vecinul meu, pe care îi doar îi ziceam bună ziua eventual, dar nu l-am întrebat niciodată cu ce se ocupă. E drept că există, cred eu, o deschidere foarte bună a Camerei de Comerț către mediul de afaceri. Prin ce? În primul rând, prin tot ce înseamnă programe pe care le-am făcut noi, școlarizare, sesiuni de informare, pe care le-am făcut gratuit. Acum, trebuie să înțelegeți, să înțeleagă toată lumea. Camera de Comerț nu este o instituție bugetară. Noi nu avem niciun leu de la buget. Noi trăim din ceea ce muncim aici. Teoretic, ar trebui ca tot ce înseamnă gratuit să fie numai către membrii Camerei de Comerț. Nu pot să fac acest lucru. Pentru că eu cred că avem o datorie să facem și educație în rândul tuturor antreprenorilor din Bobițe. Probabil la un moment dat, și încă din 2023, anumite servicii nu vor mai fi gratuite pentru toată lumea, vor fi gratuite numai pentru membrii noștri. Dar sesiunile de informări de bază, de legislație, de bună practică, vor continua să fie gratuite, astfel încât să reușim să ridicăm nivelul antreprenoriatului din Dâmbovița. Suntem undeva puțin mai sus de mijlocul clasamentului, dacă ne referim și la cei din jurul nostru și dacă ne referim și la cei din România. Îmi doresc mai mult. Aș vrea mai mult. Dar, până la urmă, nu ține numai de mine, ține pe urmă de fiecare investitor, fiecare manager în parte și de dumneavoastră. Pentru că mă bazez foarte mult pe promovarea pe care o faceți fiecare în parte și faptul că, până la urmă, fiecare în parte de aici sunteți și antreprenori. Vorbim ca să devenim noi Camera de Comerț partener în această asociație, credeți-mă, nu ar fi normal să mă implic mai mult. Este efectiv rolul președintelui asociației să dezvolte această frumoasă structură asociativă. Cei de la AGO